e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, dragi telespectatori, este ora 17, e miercuri, noi suntem în direct pe Hunedoara 1 TV, aici unde începe Arena. Voi sunteți în Arena și vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că, așa cum bine știți, întotdeauna aici spunem numai și numai adevărul. În Arena se arată lucruri, dragi prieteni, se spun lucruri, oamenii curajoși intră și arată ceea ce nu funcționează în societatea și în comunitatea în care trăim cu toții. Și astăzi vom vedea lucruri dintr-o perspectivă diferită, pentru că, așa cum bine ați putut observa, le-am abordat cam toate perspectivele, cam toate culorile, să spunem așa, politice. Astăzi e vremea să vedem din prisma celor de la AUR anumite lucruri sau să discutăm și din perspectiva lor. A fost PSD, PNL, USR, ALDE în Arena, așa cum vă spuneam. Astăzi vom avea un reprezentant AUR, un om echilibrat, dar un om care atunci când e cazul să pună punctul pe i, o face. Și sunt convins că astfel se va întâmpla și astăzi în Arena. Consilier local AUR la Deva, inginer Marius Mane, invitatul meu de astăzi. Bine ați venit, domnule. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Mă bucur, iată, că găsesc deschidere și asta e foarte important, să știți că sunt politicieni care intră în spațiul public, dar când e vorba să vorbească sau să mai spună niște lucruri, o dau cotită. Am pățit de multe ori, eu mă bucur să văd această deschidere la dumneavoastră și am văzut chiar că ați venit cu anumite puncte notate foarte clar pe care vreți să le arătați. Da. Eu mi-am propus să discutăm puțin și despre ceea ce se întâmplă la nivel național în AUR, pentru că are o viață efervescentă, să spunem așa, cel puțin în ultimele zile. S-a prezentat și acest program de guvernare sau se prezintă intens, dar înainte de asta aș face o observație. Dumneavoastră sunteți consilier local AUR înainte de campania AUR la Consiliu. Da. Am văzut acum foarte, foarte bine, aș spune eu, punctat această campanie de marketing, că e până la urmă un marketing care se face, AUR la Consiliu. Dumneavoastră ați avut încredere în această formațiune mai acum ceva vreme, când nu spunea neapărat foarte multe. Cum ați ales AUR? Deschidem cu această întrebare emisiunea noastră. Cum am ales AUR? Înainte de a ajunge ca acest partid să candideze în alegerile din 2020, am fost contactat de președintele, actualul președinte al sucursalei județene, și am fost invitat să mă alătur acestui proiect. Văzând programul de atunci al partidului și cei patru piloni, credință, națiune, familie și libertate, am zis că e un partid care ar putea, eu știu, să reprezinte o mare parte din cetățeni pe scena politică românească. Și am demarat cu colegul meu, sau el împreună cu mine, înființarea organizației județene și ulterior cu ceilalți colegi care s-au alăturat acestui proiect. Am organizat la nivelul județului multe organizații locale și am reușit ca la alegeri să avem un deputat care ulterior a avut altă opțiune și s-a desprins de acest partid, și să realizăm la nivelul județului să fie aleși cel puțin 5 consilieri locali. 2 municipali care la nivel național sunt reprezentativi și nu pentru că sunt eu și cu colegul meu, ci că pentru că suntem doar noi doi ca și consilieri municipali. Deci AUR nu mai are alți consilieri municipali în la nivel țară? Național, nu. Dar la comune mai avem încă 2 la Consiliul Local din Vețel și încă unul la Brănișca. Deci la nivelul județului sunt cei mai mulți consilieri locali. Puțini, trebuie să recunoaștem. Puțini, da. Deocamdată, doar că
aș spune eu, adevărata ofensivă acum urmează în ce privește acest partid, cel puțin din ceea ce observ în spațiul public. Dacă e să vorbim de această campanie Aur la Consiliu, pe care o vedem destul de intens, așa pronunțată, pe toate stațiile de autobuz, pe stâlpi, prin diverse locuri, sunt acele afișe care dau așa picătura chinezească în mintea cetățenilor Aur la Consiliu. Da, cetățenii trebuie să aibă opțiuni în a-și alege, eu știu, pe cei care cred că îi reprezintă. Și Aur poate fi una din soluțiile pe care cetățenii care își doresc cu adevărat o schimbare la nivel local și național sunt îndreptățiți să opteze pentru această variantă. Fiecare, bineînțeles, va avea propria opțiune la momentul alegerilor. Dar spunem noi că prin acțiunile care le-am făcut atât la nivel național cât și la nivel local, am dat de înțeles că, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, suntem oameni care își doresc cu adevărat să vină în sprijinul cetățenilor și într-o schimbare reală în bine, spunem noi, a comunităților locale, cel puțin. Da, o să discutăm și efectiv despre plusurile pe care ați reușit să le aduceți, dacă ați reușit să le aduceți în administrația locală, în calitate de consilier local AUR, dar înainte de toate trebuie să vorbim despre un eveniment important politic, nu doar al organizației AUR, aș spune al întregului județ, nu știu dacă nu e cel mai important eveniment al acestui an, nu-mi vine acum o altă întrunire de o asemenea anvergură în minte a unui alt partid politic, dar e clar că AUR a reușit o demonstrație de forță, să spunem așa, în județul Hunedoara, prin evenimentul care tocmai s-a consumat, prezentarea programului de guvernare, programul în 15 puncte, Reconstruim România. Ce puteți să ne spuneți despre acest eveniment și mai apoi o să discutăm și despre program. Da, evenimentul de sâmbătă de la Centrul Cultural Dragan Munteanu a fost un eveniment deosebit atât la nivel județean cât și la nivel național. Cel puțin din statisticile care le avem la această dată, nivelul și numărul persoanelor care au participat la acest eveniment este pe primul loc. Deci la niciun județ de până acum nu au participat în jur de 600 de persoane, membri de partid și invitați din diferite partide sau medii economice. Deci, Hunedoara, susțineți că ați adunat cel mai mult capital uman, să zicem așa, noi pentru acest eveniment. Așa considerăm. Acum rămâne ca, eu știu, electoratul să decidă la alegeri dacă noi, prin acest program pe care l-am supus dezbaterii, suntem soluția pe care cetățenii și-o doresc în, eu știu, dezvoltarea economică a României și în schimbarea la nivel național a modului în care se face politică. Am auzit inclusiv voci care susțineau că astăzi organizațiile județene de aici, din Hunedoara, n-ar mai fi neapărat capabile să facă sau să adune atâta spumă, să zic, cât a adunat AUR la ultimul eveniment. Susțineți această teorie? Nu susțin. Fiecare partid la rândul lui poate să-și adune funcție de numărul de simpatizanți, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toți din cei prezenți acolo au fost membri de partid, sunt cea mai mare parte sau o mare parte din cei prezenți au fost simpatizanți și noi mizăm foarte mult pe cei care, chiar dacă nu doresc să se implice politic ca membri de partid sau, eu știu, în alt mod, să ne susțină și să arate că, într-adevăr, noi, ca organizație politică, putem fi una din opțiunile pentru cei care, repet încă o dată, își doresc cu adevărat o schimbare, atât la nivel local, cât și la nivel național. Da. Au fost, eu știu, destule comentarii care, până la urmă, sunt normale din partea fiecărei organizații sau partid politic de la putere. Dar fiecare are dreptul la opinie, așa că... Care au fost aceste comentarii la care vă referiți dumneavoastră? Comentarii / atacuri, să le spunem așa? N-a spune. Fiecare are o metodă de a denigra, să zicem, că noi suntem partidul oarecum atacat din toate părțile și
toți au impresia că prin atacurile astea, eu știu, vor decredibiliza partidul. Adică, păi, AUR e un partid de scandalagii, e un partid de extremiști. Ceea ce a arătat și prin activitatea care s-a desfășurat acolo, că a fost un partid bine organizat, cu oameni liniștiți, nu neapărat în sală au fost, eu știu, elitele clasei politice, sociale. Avem din și imagini județ pe micile ecrane cu ceea ce s-a întâmplat în sala Centrului Cultural Drăgan Muntean, cu atâta lume prezentă la acest eveniment politic, care, trebuie să spunem, leitmotivul acestuia a fost prezentarea programului de guvernare. Acest program de guvernare pe care îl am și eu în mână acum, programul de guvernare în 15 puncte, reconstruim România. E simplist, aș spune eu, dar sunt lucruri mari și importante care se abordează aici. Ce ne puteți spune dumneavoastră în calitate de membru AUR despre acest program de guvernare? Pe scurt, am să încerc să prezint principalele puncte din acest program de guvernare, cu toate că prin toate mijloacele mass media el a fost prezentat și cred că nici nu era firesc să așa intrăm să, în așa, foarte... Așa, grosul modul să-l analizăm. Da, punctul 1. Românii demni în Europa și în lume. Adică românii atunci când se duc peste hotare și nu neapărat în relațiile cu celelalte națiuni, trebuie să fie mândri că sunt români și să fie tratați ca atare, pentru că românii nu trebuie să se simtă cetățeni de categoria a doua, a treia. Absolut. Reducerea taxării muncii și optimizarea fiscală, simplificarea și debirocratizarea statului. Asta înseamnă că munca la această dată e taxată undeva către 47% și cu celelalte taxe poate să ajungă peste 50 și ceva la sută. Adică din săptămâna de lucru ajungi să muncești pentru familie doar 3 zile, iar restul muncești pentru stat. Valorificarea resurselor naturale și a celorlalte resurse în interesul românilor. Asigurarea securității energetice și reindustrializarea României. Aceasta este una din priorități, pentru că atâta timp cât România nu are asigurată această securitate energetică, este, eu știu, oarecum văduvită de modul în care ar putea să se dezvolte și nici nu ar putea ca în caz de, eu știu, de război sau orice altceva, să poate să asigure minimul necesar pentru populație. Dezvoltarea capacităților de producție românești și încurajarea producătorilor locali. Aici este esențial ca producția românească și producătorii locali să fie încurajați, nu neapărat în detrimentul companiilor străine, dar capitalul românesc este important pentru ca această țară să se dezvolte. Oprirea declinului demografic prin încurajarea natalității și a familiei. Este foarte evident că populația României este în continuă scădere și dacă nu se va face nimic în acest sens, încet, încet populația României va ajunge să nu mai fie o problemă sau va fi o problemă legat de viitorul dezvoltării acestei țări. Este deja o problemă, da. Avem un exod imens. Peste 6 milioane de români sunt în stare de război, mai au un asemenea exod de populație, precum noi îl avem, iată, pe timp de pace, aparent. Da, pe timp, da, de pace. Războiul, e un conflict în societatea românească constant. Războiul la nivel național la noi este cel economic. Marea majoritate a celor care încă mai știu o meserie sau au niște abilități au încercat, având în vedere că la noi munca este foarte mult taxată și nu au, eu știu, posibilitatea să-și dezvolte afaceri, sistemul de sănătate foarte deficitar la noi. Mulți dintre cei care stau peste hotare și lucrează peste hotare spun, domnule, îmi permit aici să-mi întrețin familia, să-mi asigur, eu știu, asistență medicală corespunzătoare, ceea ce în țară nu este. Și atunci oamenii
preferă să rămână într-un loc mai sigur. S-au mai schimbat între timp lucrurile, s-a mai ridicat standardul salarial, aș spune eu, ca să vorbim pe cea cinstită și în țară, mai ales pentru meserii și pentru oamenii care au meserii, doar că acum a intervenit o altă problemă. Și dacă vrei să-i plătești, nu mai ai de unde să iei, pentru că la un moment dat ei neglijați și au plecat și iată, aduc plus valoare pentru alte state, pentru alte societăți. Din păcate. Da. Regândirea sistemului de învățământ și corelarea acestuia cu piața muncii. Este o mare problemă. La noi, în ultimii 10-20 de ani, sistemul de învățământ a creat un fel de activitate economică. S-au făcut, eu știu, producători de diplome și nu de nevoia celor care termină o facultate sau, eu știu, orice formă de învățământ să fie absorbiți de... Adică n-a fost corelată oferta cu cererea. Sigur, sigur. Și atunci au ajuns foarte mulți tineri să aibă diplome și să vândă, eu știu, pe la supermarketuri sau pe la, fără să poată să... Așa este. Dreptul, mai dădeam constant acest exemplu că învățământul românesc produce anual, nu știu, poate 1000 de ingineri, dar piața are nevoie de 100, produce 3000 de psihologi, dar piața are nevoie de 300 și aici a fost derapajul ăsta și decalajul ăsta mare, că vezi oameni cu diplomă care sunt nevoiți să se reorienteze sau să facă, eu știu, altceva, pentru că n-a existat o coerență. Da. Statul român a încurajat producția acestor diplome pe bandă, pentru că oriunde te duci, pe orice funcție în administrația locală, să dau un exemplu, trebuie să ai studii superioare. Cu toate că sunt multe din activități pe care le-ar putea face, eu știu, absolvenții de liceu și, într-adevăr, da, unul, doi din birou, șeful de birou și ajutorul acestuia să fie cu studiile superioare, iar ceilalți care sunt operatori calculatoare sau nu au nevoie de niște studii extraordinare pentru a desfășura o activitate în cadrul administrației locale sau chiar naționale. Nu toate funcțiile presupun că... E foarte clar, domnule Mane, că acest program în 15 puncte prezentat succint și cu pus așa punctul pe I sună foarte bine. Treaba e că nu i-am mai văzut, mă refer noi ca și populație, ca și electorat. Am mai văzut un mare politician al țării ăsteia, la un moment dat, care ne flutura în continuu programul de guvernare și mă refer aici la Liviu Dragnea, care tot pe aceeași premisă a venit înainte cu ceva vreme de alegeri, a prezentat un anume program de guvernare, a ajuns la guvernare și mai apoi lucrurile nu s-au întâmplat așa cum trebuiau să se întâmple. Care este cumva garanția pe care o poate oferi AUR că lucrurile nu se vor întâmpla la fel? Sau pe ce vă bazați când, ca și partid, când fluturați acest program de guvernare în fața electoratului? Noi prezentăm acest program de guvernare, mai ales că l-am supus dezbaterii publice și o mare parte din puncte au fost identificate de o parte din colaboratori și la nivel național sunt și specialiști care s-au aplicat asupra fiecărui punct. El este elaborat și dezvoltat pe fiecare punct în parte, dar vă dați seama că într-o prezentare de asta nu poți să dezvolți tot programul. De multe ori și, eu știu, intrarea în detaliu pentru unii cetățeni înseamnă oarecum o pierdere de timp, pentru că sau nu interesează. Interes, da, interes. Da. Și atunci omul spune, da, domnule, ce vrei să-mi faci? Îmi faci aia, da. Spune-mi că mi-o faci, restul cum o faci este problema ta ca, eu știu, politician sau parte de administrație care te ocupi de așa ceva. Eu spun că până în prezent, cel puțin la nivelul județului și nu numai la județ, ci la nivel național, am văzut oameni hotărâți în acest partid, oameni implicați, care cu ajutorul specialiștilor, eu sper din toată inima că vor pune în practică acest program de guvernare. Dar nu poți pune în practică un program de guvernare dacă nu ajungi la guvernare. Oamenii trebuie să fie hotărâți dacă își doresc cu adevărat o schimbare sau doresc în continuare aceeași clasă politică. Ce... Asta era următoarea mea întrebare pentru dumneavoastră, pentru că vorbim despre un program de guvernare și așa este, cum spuneți dumneavoastră. AUR trebuie să ajungă la guvernare ca să implementeze aceste 15 puncte, cel puțin așa cum le-a prezentat în această mapă. Întrebarea este, cu cine va guverna AUR?
cu românii. Lumea se întreabă pentru că cunoaștem mecanismele electorale și nu numai și post-electorale. Ce alianță va face AUR pentru a guverna? La această dată nu pot să dau niște date exacte legate de vreo alianță. AUR își propune, prin toate mijloacele, să ajungă la guvernare și să-și găsească, eu știu, partidele politice care sunt de acord cu cel puțin o parte, sau dacă nu cu tot programul nostru, pe care să-l poată susține AUR alături de cei care vor dori să participe alături de noi la guvernare. Nu avem până în prezent, eu știu, detaliate niște alianțe politice în afară de cele care sunt declarate și acum în presă, partidele suveraniste care sunt alături de noi, dar care trebuie să hotărască dacă vor veni și vor candida alături de AUR, pentru că va fi destul de dificil să ajungi să împarți și să sfărâmițeze această opoziție în mai multe partide și partidulețe, astfel nu reușești să ajungi să ai un procent suficient care să-ți permită să ai pretenția de a ajunge la guvernare. Ca să întreb pe cea cinstită, AUR poate guverna inclusiv cu PSD? După da, alegeri. Ar putea fi o opțiune, dar asta va fi stabilită la nivelul național și când va fi cazul, probabil va fi anunțată o alianță. Nu pot să spun la această dată dacă va fi cu PSD sau cu alt partid. Am înțeles. Mai auzeam voci, tot din interiorul AUR, care spuneau nu vom face niciun fel de alianță. Asta ar însemna ca AUR să poată guverna și să poată implementa acest program în urma unui rezultat de peste 50%. Da, m-aș bucura să fie așa, dar în politică... Eu aș vrea să rămânem în niște termeni rezonabili și da, să discutăm în această emisiune în niște termeni ai realității. Și tocmai de asta vă întrebam despre... Pentru mine este evident că AUR, dacă va vrea să guverneze, va trebui să o facă printr-o alianță. Și da, e corect ceea ce spune și eu punctul meu de vedere este că în politică nu poți să spui niciodată că nu faci absolut nimic, dar trebuie, bineînțeles, să ai în momentul în care negociezi o alianță, să ai convingerea și, eu știu, certitudinea că în momentul când ai făcut aceasta, nu o faci doar de dragul de a ajunge la guvernare, fără să reușești să îți impui cel puțin o parte din program, dacă nu tot alături de cei cu care se va face alianța. Deși, acum punem așa și un deși, cine știe, au mai fost situații după 90, formațiuni politice care au obținut peste 50%, în 90 FSN obținea 66% și în 2012 USL obținea 68%. M-am documentat un pic ca să văd dacă e posibilă o chestie de genul ăsta, dar la cum arată lucrurile și la cum este dezbinată, aș spune eu, astăzi societatea românească, aș spune că e greu nu pentru AUR, pentru orice altă formațiune politică sau alianță să capitalizeze mai mult de jumătate din electoratul românesc. Și atunci, cred că asta este discuția rezonabilă a alianțelor. Cine cu cine face după alianță pentru a guverna. O să venim, așa cum spuneam, în administrația locală de la Deva să vedem cum stau lucrurile aici și ce aport aduce AUR la Consiliu. Că tot discutam despre campania mult promovată despre intrarea AUR în consiliile locale din țară. Care considerați dumneavoastră că sunt cele mai mari probleme astăzi la Deva, după ce, iată, deja aveți câțiva ani de experiență și de luat pulsul în administrația locală? Da, probleme sunt foarte multe. Cele mai mari, sau dacă nu cea mai mare, aș vrea să o punctăm pe cea mai mare este, din punctul meu de vedere, modul în care se face administrația locală. Adică sunt foarte multe din hotărârile care sunt luate în cadrul Consiliului Local, implementate după bunul plac al, eu știu, primarului și administratorului public. Din punctul meu de vedere, hotărârile de Consiliul Local sunt supuse oportunității
dar eu aș fi dorit ca aceste hotărâri să fie și supuse priorităților, pentru că la nivelul Consiliului Local, tot ce înseamnă, eu știu, hotărâri legate de partea socială, alocare de locuințe, apartamente, închirieri și așa mai departe, trec pe bandă rulantă pentru că e necesar ca, eu știu, locuitorii să poată să-și rezolve problemele locative sau celelalte care... Da, sunt acele hotărâri de Consiliu de rutină, să spunem, da, care sunt necesare. Dar dumneavoastră spuneți că se aprobă și se votează în Consiliul Local așa, discreționar, după cum vrea puterea, practic. Nu e normal să se întâmple lucrul ăsta? Din punctul meu de vedere, nu. Dar, eu știu, ajungând să administreze orașul și având o majoritate confortabilă stabilită în Consiliul Local, probabil cei care administrează la această dată urbea consideră că ceea ce hotărăsc ei este cel mai bine pentru urbe. Dacă Aur ajunge, să presupunem, luăm un exemplu și un exercițiu de imaginație, anul viitor să câștige primăria Deva, bănuiesc că veți avea candidați, da? Și ajunge și să aibă o majoritate în Consiliul Local, nu o să vreți să luați decizii așa cum considerați dumneavoastră de cuvință, să implementați ceea ce v-ați propus? Da, dar vom ține cont și de priorități. Pentru că dau câteva exemple. La nivelul, eu știu, Consiliului Local, în ultima perioadă au început, de exemplu, închirierea unor terenuri pentru diferite activități și dau exemplu de la ultima ședință, închirierea unui teren de 13.024 de metri pătrați plus niște construcții care sunt aferente pe acest teren, hală și birou, în valoare de 788.760 de lei pe an, însemnând 159.345 de euro pe lună. Pentru SPIGM. SPIGM, care urmează să fie mutat de lângă cetate, într-un sediu tot de pe strada depozitelor, dar care este în construcție. Și motivația domnului primar a fost că pe lângă acel, eu știu, sediu incintă în cadrul SPIGM-ului, s-a alăturat și un parc prin care se dorește, eu știu, realizarea unui ADI împreună cu încă vreo 8 comune care să formeze un parc de transport pentru interesul local. Dar eu, știind că în 2021 am mai achiziționat tot pe strada depozitelor un teren în suprafață de 22.000 de metri pătrați, adică la o sumă de 5.255.159 de lei, echivalent a 1.061 de 1.641.648 de euro, teren care la vremea respectivă se dorea a fi dat în folosință pentru Reare, care să-și mute sediu acolo, cu toate că Reareul a făcut doar o solicitare de intenție și din câte am înțeles își va muta sediul la Hunedoara, nu au reușit să îl folosească cu nimic. Și deci, practic, susțineți că există deja un teren achiziționat, exact, care stă pârloagă, să zicem așa, da, stă gol. Da, și nu e folosit. Și nu e folosit și în paralel... Noi, eu știu, achităm o sumă consistentă, adică 159.000 de euro pe lună pentru închirierea unui teren în vederea desfășurării activității. 159.000 de euro? Da. Asta este prețul chiriei pe care Consiliul Local Deva a votat? Da. S-a votat pentru închirierea acestui teren de pe strada depozitelor. Revin, 159.000 de euro lunar? Așa mi-a reșit mie din calcule, având în vedere suprafața de 13.024 metri pătrați. Dați-mi voie să-mi asum sau să am anumite rezerve și să documentăm. Deocamdată, bineînțeles că vă tratez cu prezumția de nevinovăție, să spun așa, și de verticalitate. Da, și pentru un an, și pentru un an ar fi foarte mult, pentru că avem acest teren la dispoziție. Și pentru un an ar fi foarte mult, dar dumneavoastră spuneați că e vorba de o sumă lunară. Din ce am făcut eu calcule, sper să nu fi greșit, dar dacă am greșit îmi cer scuze și am să revin cu precizările de rigoare. Da, am greșit, greșim împreună și va trebui să revenim cu această precizare. Dar dacă stă în picioare această informație,
Și repet, avem, mă tratez cu prezumția de onestitate. Da. E real ce aud. Mai avem spațiu unde este administrația financiară, unde se plătește, din câte știu eu, 7.000 și ceva de euro pe lună. Este zona unde este parcarea din centru, din spatele restaurantului chinezesc, undeva la 27.000 de euro pe an. Adică sunt niște sume. Câteodată, sau cel puțin parcarea de acolo este necesară, dar nu este folosită la capacitate. Vedem peste tot în municipiul Deva parcări ilegale sau, mă rog, persoane care parchează pe trotuar pentru că n-au altă soluție, iar municipalitatea în acest sens a făcut foarte puțin pentru a rezolva locurile de parcare. Nici nu s-a trecut la un program în care să, eu știu, rezulte un trafic pe care ar putea să îl transforme în sensuri unice pentru anumite străzi, iar o parte din sens să fie folosit ca loc de parcare, locurile de parcare de pe centru și din orice altă zonă să fie, eu știu, taxate pentru a evita aglomerarea urbană care se produce la nivelul municipiului. Tot o altă problemă, de exemplu, s-a votat în Consiliul Local ca unii reprezentanți ai Consiliului prin Consiliul Local să reprezinte primăria în ADI, dau un exemplu pentru Aqua Prest, care, din care face parte și Apa Produ. S-a votat ca să nu se mai plătească apa pluvială. Cu toate acestea, încă pe facturi apare apă pluvială la toți devenii. Eu știu, probabil că s-a votat în Consiliul Local acest lucru și reprezentantul DVI în ADI a propus acest lucru, dar în ADI total nu a trecut la vot propunerea reprezentantului DVI. Nu știu, zic. N-a trecut la acolo vot. Sunt mai multe proceduri prin care să implementezi dorința. Nu ține doar de dorința unui OAT până la urmă. Noi nu avem certitudinea că cel care s-a dus acolo a și votat în sensul în care este noi reprezentantul pe care, până la urmă, tot Consiliul Local, instituția pe care sunt noastră reprezentați, l-a trimis acolo. Da. Ar trebui să fie un om de încredere. Ar trebui să fie un om de încredere. La fel se întâmplă și în ADI Deșeuri, unde tot așa îl delegi să reprezinte. Dar de fiecare dată nu ai certitudinea că atunci când tu l-ai reprezentat, el va vota în concordanță cu cerințele cetățenilor. Este obligat. Aici nu. Adică dacă normal ar fi ca înainte o anumită situație, reprezentantul Consiliului Local este obligat ca acolo să expună această situație, dar atenție, nu este neapărat ca în urma votului întregului ADI situația de la Deva să fie asumată de Același lucru pot să vă spun că s-a votat la Hunedoara. Adică eu știu că atunci când cel puțin două municipii la nivelul ăsta votează așa ceva, în AGA ar trebui să se țină cont de voturile marei majorități. Cu toate că acolo este doar un singur vot, asta indiferent de... E un vot. Da, și atunci nu e în regulă, pentru că ele au fost făcute în așa fel încât, eu știu, o comună de 1000 de... Deci oricum, ca idee pe fond, dumneavoastră susțineți că devenii ar trebui să nu mai plătească apa pluvială. Așa susțin și am tot repetat-o și în o ședință a celor care se ocupă de nou pug al DVI, care nu este... Cineva trebuie să o plătească sau trebuie să o administreze cumva? Trebuie să o administreze, dar depinde de preț. Pentru că dacă treci apa pluvială prin niște filtre și depozite de colectare și o duci direct în emisarie, este un preț, iar dacă o treci prin stația de epurare, este aproape prețul apei potabile și ceea ce mi se pare ușor deplasat, pentru că nu este același lucru. În pug trebuia cel care se ocupă de elaborarea pugului să țină cont și de faptul că Deva nu trebuie să aibă o dezvoltare doar pentru următorii 10 ani, ci mă gândesc că trebuie să fie gândită și pentru următorii 50 de ani. Adică apa pluvială, chiar dacă la această dată marea majoritate a rețelei de colectare a apei menajere și apei pluviale este mixtă, ar trebui gândită
cumva separat pentru apa pluvială și apa menajeră și cu timpul să poți să faci interconectarea între rețelele pe care le faci acum, să zicem, pentru Deva 2 sau pentru toate străzile care sunt pe deal, de unde mare parte a aluvionilor și a, eu știu, torentelor vin și se ajunge ca, eu știu, DN7 și bulevardul să fie la o ploaie torențială plin de apă, dacă nu se colectează separat, e normal. Normal, nu fac față la capacități. Trebuie să recunosc că mă pregăteam să întreb care este plusul pe care consilierii AUR îl aduc în Consiliul Local Deva. Dar pot să observ din documentația pe care dumneavoastră ați făcut-o și pentru această emisiune că vă preocupați de subiecte la firul ierbii, să zic așa, care sunt acolo în amănunt. Și le mai arătați, sau cel puțin încercați să le arătați pe cele care nu sunt în regulă. Ați identificat dumneavoastră și o să vă provoc aici să identificați cel mai mare plus pe care credeți că îl aduceți pentru Consiliul Local și pentru administrația deveană. Da, din punctul meu de vedere, ca pregătire profesională, fiind inginer constructor și lucrând foarte mult pe proiecte, am avut multe proiecte pe compania națională, cu multe primării înainte de a deveni consilier local, am avut proiecte legate de, eu știu, dezvoltarea urbană. Am reușit ca să dau o mână, eu zic, o mână de ajutor celor care sunt la compartimentul investiții și să le aduc la cunoștință documentațiile care nu îndeplineau condițiile de legalitate și, și performanță pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local. Le-am arătat minusurile în care trebuiau îndreptate sau chiar am arătat unele exagerări în documentațiile respective care, să zicem, au fost la vremea respectivă oprite. Dau un exemplu, chiar într-o ședință în direct, primarul municipiului Deva a retras de pe ordinea de zi un dali legat de prelungirea străzii Brândușei, unde făcuseră dintr-o stradă care trebuia să aibă, eu știu, o lățime de 9 metri cu trotuare și zonă verde, un fel de alee, fără trotuare. În urma obiecției pe care am făcut-o. Da. Obiecție pertinentă, de altfel. Și și-au dat seama că n-au fost atenți, pentru că la un moment dat cei care au proiectat acest drum n-au ținut cont de faptul că pe zona respectivă erau două extrase de carte funciare care puse una lângă alta permiteau, eu știu, această lățime. Ei au spus că, domnule, nu i s-a pus la dispoziție decât una și ca urmare am făcut-o pe 3 metri. Am reușit între timp să schimbăm și regulamentul de urbanism în care am solicitat ca orice stradă care va fi, eu știu, proiectată prin puzuri până când va fi elaborat PUG-ul să aibă această lățime minimă încât să asigure și modul de asigurare a utilităților, adică să nu se mai pună, eu știu, alimentarea cu apa, canalizarea, energie și gaz pe stradă de fiecare deci, dată când se intervine. Plusul pe care spuneți că îl aduceți dumneavoastră pentru administrația deveană este întocmai experiența profesională pe care o aveți. Eu am pus-o la dispoziție, am avut și ceva proiecte care n-au presupus parte de asigurare financiară pentru că aici, eu știu, ordonatorul principal de credite poate să spună că are sau nu are sumele necesare pentru a putea fi, eu știu, realizate proiectele noastre. Unul din cele mai recente a fost scutirea de impozit a celor care își instalează panouri fotovoltaice pentru recuperarea, pentru folosirea energiei. Ați inițiat acest proiect de hotărâre în Consiliul Local și da, n-a și a fost, nu, a fost aprobat. Deci de aia spun că este un plus pentru, deci eu știu... Deci asta este inițiativa consilierilor AUR, practic, da. Cei care montează sisteme fotovoltaice la Deva sunt scutiți practic de... impozitul pe casă. De tot impozitul? De da, întreaga da, da. Sumă? Da, da. Nu e un procent? Sau... Nu, e un lucru interesant și important și poate chiar motivant la un moment dat să... O parte din cetățenii au reușit să depună până la sfârșitul lunii martie documentele, dacă nu, cei care și-au făcut și au documentația necesară, este acolo și un regulament prin care se pot realiza
aceste da. Scutiri. Eu m-am documentat așa puțin despre activitatea dumneavoastră și nu numai în Consiliul Local Deva și cumva asta mi s-a transmis, că interveniți pertinent atunci când o faceți, însă cu toate acestea, tot așa pe surse, aș spune, n-am fost la ultima ședință a Consiliului Local, dar știu că ați fost apostrofat așa puțin de către primarul municipiului Deva, de către domnul Florin Oancea, că ați ști de toate sau ați ști prea multe, interveniți așa pe prea multe da. Subiecte. În general nu intervin decât acolo unde cred că am ceva de spus. Iar chestia asta cu ironia pe care domnul primar a făcut-o la adresa mea, că m-aș pricepe la toate, cu toate că ulterior a fost întrebat și de un cetățean care participa la ședință că până la urmă dânsul la ce se pricepe, dacă nu se pricepe nici la administrație publică. Și aici vă dau exemplu unei plângeri prealabile pe care a înaintat-o domnul Clej, privind alocarea unor fonduri publice de la bugetul local da, pe legea 350. Clej, am zis eu, așa, sau problema pe care a semnalat-o Emanuel Clej a fost abordată și în arenă în ediția anterioară, pe finanțele nerambursabile. Dumneavoastră, cum vedeți această situație? Dați dreptate lui Emanuel Clej pe această speță? Din punctul meu de vedere, o mare parte din cele afirmate de dânsul sunt adevărate. Eu, de la bun început, am fost eliminat din toate comisiile, cu toate că, cum prevede legislația, nu, în cel puțin în baza legii 350, consilierul local n-ar avea ce să caute acolo. Dar eu am fost scos din toate comisiile pentru că devenisem o persoană incomodă, inclusiv de la liceul pedagogic Regina Maria, directoarea de la acea vreme, a spus că nu poate să lucreze. Deci în Consiliul de Administrație ați fost eliminat și de acolo. Da, și trebuie să precizez... Local acolo, da, nu? Și trebuie să precizez că niciuna din consiliile de administrație în care am fost la un moment dat nu erau plătite, adică să nu se înțeleagă că mă plâng pentru da, că trebuiau să... care țin de fișa postului da. Unui consilier. Exact. Și în momentul când s-au numit comisiile de specialitate, pentru că mi se pare destul de aiurea să spui că faci parte din comisia juridică. Eu fiind inginer, acolo mai sunt încă doi ingineri, un doctor și niciunul nu este de specialitate jurist. Da. Domnule Mane, a trecut timpul pe nesimțite, aș spune eu. Mi se șoptește în cască că mai avem doar două minute. Mulțumesc colegilor că altfel ne-am fi dus, pentru că îmi dau seama că, iată, sunt lucruri de discutat și care pot fi discutate cu dumneavoastră, consilierul local Aur la Deva, așa așezat și cu hârtiile pe masă. Cel puțin văd pe masa dumneavoastră foarte multe notițe, cred că luate cât se poate de obiectiv, vom verifica și noi anumite informații bombă, aș spune eu, pe care ni le-ați dat în această emisiune. Dar înainte de a încheia, avem o structură aici, în arena, pe care vreau să o păstrez, am un test al sincerității pe care eu obișnuiesc să-l fac invitațiilor noștri și nu vreau să vă exclud din testul sincerității. Trei întrebări simple, două întrebări deschise, una închisă. Prima întrebare în testul sincerității pentru dumneavoastră, care este cel mai mare obiectiv al dumneavoastră, egal că ține de viața personală sau profesională? Să reușesc să fac față cerințelor familiei în primul rând și să pot să îmi aduc un aport la viața politică locală și națională, dacă va fi cazul. Am înțeles. Întrebarea numărul 2 în testul sincerității pentru Marius Mane, consilier local Aur. Care considerați a fi cel mai nociv politician al județului? Dificil de spus. Nociv, n-am avut de-a face cu, eu știu, politicieni în afara municipiului și cred că pentru mine, la nivel local, este... Primarul Florin Oancea este Florin pentru Oancea dumneavoastră este cel mai nociv o persoană nocivă al județ. Pentru că una spune, alta face. Și întrebarea numărul 3, așa cum spuneam, o întrebare închisă, de regulă cu răspuns da sau nu, dar de această dată va fi diferit. Având în vedere că faceți parte din Aur, un partid cu o conducere bicefală, să spunem așa, o să vă adresez această întrebare. Claudiu Târziu sau George Simion? George Simion și nu în ultimul rând Claudiu Târziu, pentru că nu e o conducere bicefală,
președinte este George Simion, iar târziu este președintele CNC. A fost, totuși, cel puțin o vreme. A fost înainte, acum da, s-au clarificat lucrurile. Și n-aș vrea să închei până nu, cel puțin vreau să dau o ultimă, eu știu, informație care ar putea fi de interes public legat de declarațiile de interese ale primarului și a unei șefe de compartiment din cadrul primăriei, care sunt cumva la fel, dar tratate în declarație cu totul diferit. Este foarte interesant cum doamna care conduce un șef de serviciu, acolo în loc să spună că soțul deține, eu știu, în cadrul acelei firme, și aici menționez firma Prometal Logistic, din câte știu a fost firma fostului, adică actualului primar, pe care o gestionează soțul acesteia, și dânsa, în loc să declare la soțul dreptul... Soțul unei doamne șef de serviciu în primăria Deva, din da, ce înțeleg. Exact. În loc să declare că soțul are interes în această firmă, a declarat la declarația de interese denumirea proiectelor la care a luat parte această societate. Mi se pare ușor ciudat, pentru că dacă n-ai nimic de ascuns, ar trebui cel puțin în declarația de interese să fie o transparență totală. Și atunci oamenii ar trebui să-și pună oarecum un semn de întrebare privind sinceritatea. Așadar, iată o problemă semnalată aici în arenă, care poate fi dezvoltată mai mult, să spunem așa, doar ridicăm pentru cei interesați această minge la fileu de a urmări. Declarațiile de interese sunt publice pe site-ul primăriei. Trebuie să oprim aici această ediție Arena Hunedoara 1 TV. Eu sunt Mihai Molocea și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit pe televizor și pe streamul live pe Facebook. Astăzi l-am avut invitat pe Marius Mane, consilier local AUR la Deva. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.